Spectacolul de primăvară a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Consiliul Județean Sălaj și Școala Populară de Artă și Meserii. Momentul a debutat cu intervenția managerului Centrului de Cultură, Daniel Săuca. La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, sperăm că veți avea parte de o primăvară frumoasă, împreună cu cei pe care îi iubiți. Altfel, de cere scuze pentru inconvenientele care vi le-am creat cu mutarea sediului Școlii Populare de Artă, secția instituției noastre. Sper că împreună vom trece peste acest moment nu tocmai ușor. Aici vor avea loc toate producțiile școlii și tot ce înseamnă activitatea de spectacol a instituției noastre. Este un spațiu primitor și cred că așa va rămâne. Le mulțumesc și pe această cale colegilor de la Școala Populară de Arte și Meserii. Vă urez tuturor numai bine! Ulterior, cursanții de la clasele de pian, chitară, vioară, orgă, instrumente de suflat, canto, muzică ușoară, canto, muzică populară și inițiere folclor și-au etalat talentul în fața publicului spectator. Mulțumesc, iubită mamă! Steaua mea din zori de zi, fără tine mi-este teamă, că planeta s-a răcit. Fără tine mi-este teamă, că planeta s-a răcit. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, ram de măsli, a venit vremea să ne întâlnim. Dulce lumină, ram de măsli, a venit vremea să ne întâlnim.